Felix Pătrășcanu de la Roman Curier, acționar director general. Vă rog frumos în aplauze. Bună ziua, oameni buni, doamnelor și domnilor. Mi-am pus cămașa, am sunat de dimineață, mi-am pus cămașa de speech. M-am îmbrăcat frumos, am venit aici și trăiesc de când am ajuns aici. Sub impresia discursului domnului Micuț, care mi-a spus că noi, antreprenorii, nu avem birouri mari. Care a mai spus că noi investim, nu investim în CAPEX, ce Dumnezeu în CAPEX ăsta? Că noi... Ce mi-ai spus? Că mi-ai spus ceva. Referitor la faptul că nu investim în propriul birou, dacă te invitam acum 5-6 ani în primul birou din fabrica de glucoză, puteam să jucăm un golf la 8 găuri. Acum, în nou birou, putem să jucăm un golf. Ziceți-mi câte găuri are cel mai mare teren de golf. 18 găuri putem să jucăm. Te invit. Și să mai spun ceva. Am investit foarte, foarte mult și pe o secretară. Da, m-am regăsit în multe lucruri pe care tu le-ai enumerat acolo. M-am trezit foarte târziu să deleg. Dacă te uiți atent la părul meu, asta înseamnă că n-am delegat, nici n-ai avea la ce alt păr să te uiți la tine, uite-te la părul meu. Și o să-ți dai seama că am delegat foarte târziu. Vă mai dau două exemple de antreprenori români în care business-urilor au dispărut sau s-au sinucis efectiv prin simplul fapt că ei au dispărut din peisaj și din această lume, Dumnezeu să o urmează. Vorbesc aici de Indispedition. Am mai dat o dată exemplul ăsta. Iată o firmă care n-a delegat la timp, care a avut hibele acelui antreprenor român pur. Pot să spun că face parte din foarte mulți antreprenori din apanajul foarte multor antreprenori români lucrurile astea. Iată cum Indispedition la marca proprietarului a dispărut sau se zbat acum într-un anonimat. Și dacă mă ajutați un pic să-mi aduceți aminte ce companie era cea a cărui proprietari a murit într-un accident de barcă pe Dunăre. Altis, da? Care, iată, ne-a avut un, nu știu cum să zic, board advisory, board manager, board manager și așa mai departe. Și pentru că nu a delegat și pentru că toate lucrurile trebuiau să treacă pe la acești oameni, în momentul dispariției acestuia, toată această firmă a dispărut complet. Era o firmă de succes, dacă vă aduceți foarte bine aminte. Și acum să încep povestea mea. Fanul Curier, business de familie? Păi, s-o luăm pe rând. Soția mea lucrează în firmă. Directorul de filială de la Suceava este verișoara mea. Fiică sa e directora de filială de la Iași. Un nepot al meu e director de filială la Focșani. Fan înseamnă Felix, Adrian și Nicolae. Adrian s-a căsătorit cu o nepoată de-a mea. Neculai, e unul din fan, pe la Mustaț a trecut să nu ia în căsătorie pe sora mea. Fraților, o cumetrie aici extraordinară. Cu toate lucrurile astea, deși am avut unele probleme la început. Și tu spuneai, Sergiu, că familia, o familie atât de mare, produce atât de mulți indivizi, încât n-ai timp tu să faci business, că trebuie să mai angajezi din familie. Am făcut-o, pentru că la spusele mamei mele, într-o bună zi am spus, cum să nu angajez pe verișoara Transuceava? Adică, cu ce ar putea fi un alt om mai bun acolo? Am făcut-o. Această verișoară, un pic mai mare ca mine, trebuie să-mi aduc aminte bine că trebuia să aduc o sumă de bani. Îl procuram bursuri foarte mult. Clienții noștri trimit bunuri în țară și noi trebuie să aducem bani înapoi pe ele după ce le-am livrat la destinatare. Și în anii 2000-2001, tipa fiind verișoara mea, mult mai mare ca mine, trebuia să-mi aduc o sumă de bani în București. Și eu așteptam. Pentru că trebuia să-mi dau banii la rândul meu clientului.
când a apărut la mine birou, mi-a spus, știi, nu ți-am adus bani. Dar zic, ce s-a întâmplat? Păi am trecut prin cer, am văzut un magazin de cizme și m-am luat prieteni de cizme de acolo. Zic, nu se poate, ăsta e un business. A făcut un mare scandal, ea mi-a spus, nu uita că te-am șters, de știți voi ce, nu era nimic. Și atunci a trebuit să fac un lucru foarte, foarte important. Trebuie să țineți cont și de faptul că cei doi asociați din companie la vremea respectivă nu exista o firmă. Am început de singur din 98 până în anul 2001. Și atunci am adunat toate rudele astea, într-un număr foarte mare, inclusiv pe soție, și am făcut un consiliu de familie, așa, și am spus următoarele lucruri. În actele constitutive ale acestei firme stă scris Felix, Adrian și Nicolae. Restul rudelor mele, pe care le iubesc foarte tare, inclusiv soția, sunt oameni cărora pot să le dau un job, pe care pot să-i ajut să-și facă un plan de carieră, pe care pot să-i ajut în cazul unor nevoi, doleanțe de ardiuri. Dar niciodată nu trebuie să-mi pericliteze business-ul. Și atunci lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Țin foarte mult la lucrul ăsta. Trebuie să vă mai spun că la un moment dat, una dintre soții, nu spun care, a vrut să intre un pic în business-ul nostru. Să-și dea cu părerea în anumite situații. Oameni buni, soția este un bun consilier acasă. Măriuca, mai devreme, spunea că ea și-a crescut foarte frumos copiii, că ea a fost cea care l-a luat pe soțul ei și l-a învățat primii pași de dans, mai mult și ea știa foarte bine pașii și eu nu. Ea poate fi un consilier și mi-a fost soția mea și este în continuare un consilier extraordinar, dar asta nu înseamnă că ultimele decizii, cele mai importante decizii, nu le luăm noi, cei trei, de acolo. Soția poate să primească o mașină extraordinară, soția poate să primească o plată extraordinară, cu soția poți să-ți faci un concediu extraordinar în afară. Niciodată, cred eu, că nu trebuie să influențeze ceea ce trebuie să faci pentru firmă. Ultimul cuvânt îl avem noi, cei trei. Iată că lucrul ăsta funcționează foarte bine. De ce? Pentru că l-am planificat foarte atent. L-am planificat foarte atent și multă lume ne întreabă cum, domnule, de 16 ani, în continuu, voi sunteți împreună, nu v-ați certat niciodată, să fim serioși. Totdeauna am avut o grămadă de idei care ne-au dus pe poziții diferite, foarte diferite uneori. În schimb, funcționează niște reguli foarte clare. Și aș vrea să vă vorbesc de ele, pentru că sunt foarte importante. Pentru că m-am întrebat și eu la un moment dat. De ce, Dumnezeu, continuăm să fim împreună? Păi continuăm să fim împreună pentru că diferența de noi de vârstă este de 4 ani. Nicolae fiind cel mai mare, Adrian fiind cel mai mic. Toți am făcut școala cu același învățător. Provenim dintr-o zonă de lângă Panciu, Vrancea. Eu vin mult acolo și bun. Mai mult decât atâta, suntem vecini. Cu cel mare, cu Nicolae, chiar am păscut oile împreună în zona respectivă. Eu cred că, plecând de acolo, am avut cam aceeași scară a valorilor. Cam aceeași scară a ceea ce am vrut noi să fim și a bunului simț pe care l-am preluat de acolo. Iar domnul Talașman, domnul învățător, ne-a canalizat pe toți cam în același lucru. Mă gândesc câteodată la faptul dacă eu aș fi stat undeva pe Calea Victoriei și întâlneam acești doi băieți, pentru că ei mi-au dat capitalul să încep firma. Credeți că ar fi fost același lucru? Nu știu. Îmi tot spun în continuare că lucrul ăsta ne-a făcut să fim împreună. Mai mult decât atât, am pus la punct și alte lucruri. Orice bănuț pe care fiecare dintre noi l-a din firmă, că este 1000 de lei, că este $1.000.000, de fapt n-am ajuns la suma asta solo din firmă, personal, în fine, este scris undeva. Business-ul a crescut, era foarte mic la început. Puteam fiecare să luăm sume de bani acolo. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta decât scriind undeva și contrasemnând celălalt despre. Sunt lucruri care par așa, foarte, cum să spun eu, fără lipsă de importanță. Au foarte mare importanță. Pentru că
trebuie să recunosc că am ajuns la sume importante, la investiții importante, la un cash flow important, foarte bine că ai amintit aici. Cred că am trecut prin criza asta pentru că am avut un cash flow roșu în obraj în perioada asta și ne-a prins criza cu cash flow roșu în obraj. Deci iată lucrurile astea care ne-au ținut împreună și care ne-au făcut să luăm multe decizii foarte, foarte bune. Pentru că avem cam aceeași scară a valorilor. Și acum, pentru că pregătisem și ceva, și mai am câteva minute, pregătisem și ceva pentru lucrurile care ne-au făcut să trecem bine prin această criză, trebuie să-mi aduc aminte și să vă povestesc de anul 2007, când în perioada sărbătorilor, economia românească era foarte percepent atunci, au venit peste noi o foarte mare, un foarte mare număr de expediții. Eram undeva în fabrica de glucoză, era primul nostru sediu mai important. Au venit peste noi atât de mulți clienți, încât început să se uităm afară. Imaginați-vă chestia asta astăzi. Dintr-o lună în care noi vreau să avem un profit extraordinar de mare, pentru că ne-am blocat, efectiv, am avut pierdere și am plătit daune firmelor, clienților noștri, până în luna mai, iunie, anul următor. A trebuit să facem rapid investiții. Rapid trebuia să luăm o hotărâre. Și am plecat foarte repede în străinătate la un Post Expo. Post Expo este singura expoziție de poștă și curier care se ține în toate orașele europene. Mai e ceva prin Asia, dar acolo n-am ajuns niciodată. Și atunci am văzut liniile de sortare. Liniile de sortare care pentru noi erau un vis foarte frumos și foarte îndepărtat. Dar cu această idee și cu acele fotografii și flyere, cu acele sortare, le-am adus și le-am pus în fața bordului nostru. Și aici, chiar în sală, am doi oameni care fac parte din acest board de manager și le-am arătat lucrul ăsta. Vreau să vă spun că a fost o idee extraordinară când am tehnologizat în domeniul ăsta. Suntem prima firmă care a avut o linie tehnologică de asemenea așa de modernă din Europa de Est. Și în momentele de față, când vin peste noi un Black Friday, un Paște, un Crăciun, îmi vine să o sărut, pentru că ea macină, ca să zic așa, un număr de 9.000, 10.000 de colete pe oră. Iată cum gândindu-ne, gândind totul împreună și gândind afacerea, noi toți cei trei, ajungem să punem ideile astea pe masă, dar mai mult decât atât, simțim nevoia în ultima perioadă, reiau discuția voastră pe acel board și pe acele discuții pe care le-ați făcut până acum, de ce avem foarte mare nevoie. Deși suntem trei oameni acolo și am putea să spunem foarte clar și o facem uneori. Eu mă recunosc în faptul, în discuția pe care tu ai spus-o și ai spus că vine acel despot luminat care se numește antreprenorul român și spune că așa se întâmplă, totdeauna trebuie să aruncăm aceste idei către acest port și către acest oameni, număr de 40. Gândindu-ne și la faptul că ar trebui în momentul de față să o ducem și mai departe, pentru că mai sunt încă 40 și ceva de manageri în țară și să aruncăm și lor aceste idei care simt nevoia de a primi ideile noastre și de a le amesteca un pic înainte de a le pune în aplicare. Iată cum lucrurile astea au devenit indispensabile pentru noi și niciodată, în momentul de față, astăzi, nu mai putem lua o decizie fără să chemăm oamenii. Chiar ieri, chiar alaltă ieri, discutăm, suntem într-un proces galopant de a implementa idei noi și servicii noi, în continuare. Poate că ăsta este și motivul pentru care n-am devenit un antreprenor în serie, deși mi-am dorit foarte multe ori. De ce să poată doar Micuță? De ce să poată doar Marius Gamer? De ce n-aș putea și eu? Și trebuie să recunosc că am încercat odată, dar am renunțat la timp. Și am păstrat banii, n-am pierdut foarte mulți. Și n-am făcut lucrul ăsta, acum serios vorbind, pentru faptul că în domeniul nostru de activitate există atât de multe idei și atât de multă inovație, încât nu mi-a rămas timpul necesar și energia necesară
de a mă lansa și în alte business-uri. Mai mult decât atât, nu ne gândim doar la inovații în ultima perioadă. Costin amintea mai devreme că a dispărut Nokia, deși el avea tehnologia acelui telefon cu un buton, dar n-a pus-o în aplicare. Ne gândim foarte atent, nu doar la inovații în ultima perioadă, ci ne gândim și la inventică. Pentru că, uitați-vă atent ce se întâmplă cu piața de plicuri în toată lumea, ce trend are. Cred că la un moment dat niciunul dintre noi nu va mai trimite un plic prin poșta normală, ci ne vom trimite e-mail-uri și over internet o să ne putem trimite mesajele respective. Ce se întâmplă că ne-au mai rămas în continuu, în momentul de față, piața de colete. Păi vreau să vă spun că în ultima perioadă observ că se discută foarte aprins despre teleportare. Și că deja s-au încercat unele experiențe care și care dau roade. Ce Dumnezeu fac eu, fac curier, ce Dumnezeu fac eu, FedEx, DHL, UPS, TNT, dacă se va descoperi teleportarea asta. Vă spun eu ce să fac. Dacă vreodată teleportarea o să fie descoperită, fi sigur că asta o să fie făcută de către fan curier. Și că pentru simplu aici o să vă trimit coletele fiecare dintre voi unde aveți nevoie. Vă mulțumesc! Și da, avea un maxime de lucruri pe care mi le doream, plecând de la clasica casă cu grădină, undeva pe București, BMW-ul respectiv și așa mai departe. După care intri într-un carusel. La mine s-a dovedit faptul că, într-adevăr, mi-a și plăcut și îmi place în continuare. Trebuie să mai spun faptul că eu trebuia să fiu din clasa 4-a, știam că voi deveni un mare judecător. Pentru mine era foarte clar. Părinții mei, eu n-am niciun ADN antreprenorial în familie. Nu mi-aduc aminte. Tatăl meu avea o copii și avea o stupină prin care vindea totdeauna miere, dar niciodată pe bani. Îl făcea cadou. Făcea atât de multe cadouri încât n-avea borcane să-și pună mierea de recoltă următoare. Deci n-am niciun ADN. Am picat un pic ca din cer în toată chestia asta antreprenorială. Dar îmi place la nebunie și mă felicit și pe mine și pe cei care m-au întrumat spre lucrurile astea, că am ajuns aici. E o chestie, nici nu m-aș vedea făcând altceva în momentul de față, cred. Care ar fi avantajele și dezavantajele de a angaja pe cineva din familie? Păi tocmai cele ce îți spuneam. Acum nu puteam să trec, da, peste rugămințile mamei, a celorlalți, e totuși familia ta, nu știu dacă e bine. Am greșit, ți-am spus. Acea respectiva verișoară care trebuia să vină cu banii, nu e o poveste, e o lucru adevărat. Dar eu cred că poți să pui lucrurile la punct. Și chiar dacă te-ai născut mult după ei, poți să te impui, poți să-ți impui ideea. Și să nu neapărat să arăți că ești stăpânul, despotul de acolo, și că așa e normal să se întâmple într-un business. Facem business pentru noi. Pentru a câștiga verișoara de acolo, nepotul din Focșani, fiică sa din Iași și așa mai departe. Și că lucrurile astea n-au nicio legătură cu... E un pic cam greu. Dar dacă ți-mi pui ideea, eu cred că e ok. Nu știu dacă aș recomanda cuiva să-și aducă atât de multă familie în business. Probabil că nu. E mult mai lejer să nu o faci. Cred că nici nu vrei la un moment dat, că nu mai vrei. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru prezentare.